La începutul existenței sale ca stat, Țara Românească a avut diferite capitale. Prima dintre ele a fost Câmpul Lung, apoi după o scurtă perioadă, aceasta este succedată de Curtea de Argeș. Nu avea să treacă mult timp și nici 100 de ani avem parte de a treia capitală, Târgoviște. Trebuie să știm că ultimele două au funcționat ca centru de putere simultan pentru o perioadă de vreo 50 de ani, ca apoi Târgoviștea să câștige acest duel și să rămână capitală unică. Bucureștiul a intrat un pic mai târziu în această poveste. Aflăm inițial că pe locul actualei curți domnești, Mircea cel Bătrân ridică un fort de apărare de vreo 160 de metri pătrați. Acesta era menit să facă legătura dintre curtea domnească din Târgoviște și cetatea de la Giurgiu. Abia în 1459, când apare acel document scris de Vlad Țepeș, aflând că cetatea de pe malul Dâmboviței este consolidată și mărită semnificativ. Probabil că din acel moment importanța localității a început să crească semnificativ și tot mai mulți oameni și-au ridicat aici case. Însă, momentul în care Bucureștiul a fost ridicat la rang de pol de putere a fost anul 1465, atunci când la frâiele țării s-a aflat Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș. Bucureștiul, împreună cu Târgoviștea, au fost capitale în tandem vreme de vreo 200 de ani până în anul 1659, când domnitorul Grigore Ghica alege cetatea Bucureștiului ca fiind capitală unică. Practic, în cei 200 de ani de tandem, au fost domnitori care, fiind loiali Imperiului Otoman, au preferat Bucureștiul, în timp ce alții care duceau o politică mai independentă preferau să stea mai la nord, ca în cazul unui atac să fie mai ușor să se apere.